Domnilor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Mai sunt câteva zile și începe noul an școlar. Noul an școlar care se anunță cu multe schimbări, dar noul an școlar care va începe în fizic. Adică vor veni elevii la școală, vor sta în bănci și vor discuta cu profesorii, cu cadrele didactice. E bine, nu știu, părerea mea e... Ori e bine, ori nu e bine la începutul unui an școlar fără restricții care ar putea fi impuse de o eventuală escaladare a numărului de cazuri de coronavirus. Dar despre acest lucru discutăm cu invitatul meu, domnul Tudor Cihodaru, medic primar. Bună ziua, domnul doctor, ne auziți? Mă bucur, domnul meu, că vă revăd. Școala cred că va începe cu bine și pentru dumneavoastră, că poate învățați toți după această pandemie că restricțiile sunt ineficiente, inutile și că ne-au afectat viața de fiecare zi. Și nu o spun eu, o spune ministrul Lieberman, domnul Miron, din Israel, care contestă încă o dată pașaportul la verde digital, o simplă batalama, ce-i drept frumoasă verde, nu știu, vine verde de la ecologic, vine verde de la frig, vine verde de la foame, că așa va fi în această iarnă și cred că e cel mai mare pericol pentru școlile din România. Deci gândiți-vă că o bucată de hârtie inutilă, ineficientă, în baza unei decizii politice inepte, ne-a afectat viața, atenție, domnul Miron, de la leagăn până la mormânt. Nu am putut să ne naștem în condiții optime, nu am putut intra în spitale, nu am putut să ne facem cumpărăturile pentru copii de mai multe zile, nu am putut să frecventăm școlile, nu am putut să ne mormântăm corespunzător morții. Nu am putut să ne facem nunțile și botezurile și cred că o astfel de aberație să nu se mai întâmple niciodată, pentru că măcar acum, eu am votat, știți foarte bine, împotriva pașaportului verde digital, împotriva prelungirea acestuia, pentru că este clar, sper, odată și pentru toată lumea, că vaccinații se pot infecta și pot transmite boala, că nu au oprit niciun fel de pandemie, că o doză nu a fost suficientă, așa cum ne-au spus, după aceea două, după care trei, după care patru, deci că toate măsurile astea pe baza unui medicament cu autorizare condiționată de punere pe piață ne-a afectat viața de fiecare zi. Dar știți ce am învățat eu după această pandemie și ar fi trebuit să învețe și cei de pe la Organizația Mondială a Sănătății și cei de pe la Comisia Europeană să lase vocea specialistului să vorbească. Pe mine m-a interesat în toată această pandemie viața oamenilor și știința. Și noi am fost un grup de doctori care am propus o strategie coerentă, mai țineți minte planul B, care s-a dovedit în sfârșit utilă și a fost pusă în practică, adică bazată pe diagnostic precoce, pe accesul la medicamente, inclusiv medicația antivirală. Cu tratamentul acesta precoce să nu ajungem la terapie intensivă, evident, și să nu supra-solicităm spitale din România. Iar dacă ne-ar mai asculta și politicienii, această strategie a trebuit dublată de două lucruri extrem de simple. Știți, aproape că nu costă nimic, dar are cele mai multe beneficii. Și iar o să vă spun despre educație pentru sănătate. Adică un mic capitol, că tot vorbim despre deschiderea școlii, un mic capitol adunat la orele acelea de biologie. A pus proiectul ăsta de lege de nu știu câte ore în Parlamentul României. Un mic capitol poate face diferența dintre viață și moarte și pentru a fi cu adevărat eficiente aceste cunoștințe, deprinderi și abilități, trebuie cunoscute, atenție, precum alfabetul sau tabla înmulțirii. Nu e foarte greu că se punea problema cine să scrie această materie. Avem un minister al sănătății, avem un minister al educației, ne putem uita ce se mai întâmplă și în alte țări din Europa, se poate face o materie corespunzătoare ca să nu existe alte discuții decât despre spălatul corect pe mâini, despre spălatul corect pe dinți, despre ce ar trebui să facem, ce ar trebui să știm ca să adoptăm un stil de viață sănătos și ce ar trebui să facem ca să nu avem niciun fel de problemă chiar din prima zi de școală. E greu? Nu cred. Iar profesorii, să știți că nu vă predă mai matematica, nu vă predă Moisil, fizica nu vă predă Einstein, dar medicina nu vă predă Hipocrat, ci profesorii care pot să învețe o materie și să o predea corespunzător sunt extrem de util ca să nu mai vorbim despre cine și cum și ce ar putea să predea la aceste materii și cred că aici poate să facă diferența foarte mult în viața noastră de fiecare zi. Am zis două lucruri simple care ar putea să facă diferență. Odată, această educație pentru sănătate. Clar până aici, da? Doi, o strategie coerentă pe ceea ce înseamnă o companie farmaceutică română. Eu vorbesc de ea de dinainte de această pandemie, pentru că atunci când ai nevoie de medicamente, de vaccinuri, de, nu știu, de tot felul de utilități, facilități medicale, mai ales în vremuri de criză, nu prea ți le dă nimeni. Și țineți minte, domnul Miron, și cred că și el ține minte, de câte ori am depus în Parlamentul României proiectul de lege privind redeschiderea Institutului Cantacuzino. Da. Soluția mea legislativă a fost adoptată, dar când merg dimineața spre spital, acolo unde eram Iași, Cantacuzino, vedeți un mare semn interzis și o mare purloană. Știți ce se produce acolo, domnul Miron?
cantastimul și polidinul. Imunomodulatori atât de util pentru astfel de probleme și cred că măcar în acest al 12-lea cu banii europeni, că există astfel de soluții, poți să faci practic din Cantacuzino un brand de țară, să trăiești și să-ți asiguri siguranța epidemiologică, inclusiv în ceea ce privește producerea de vaccin. Și trei, să ai spitale de secolul 21. Vă reamintesc că Iașul putea să secolul 21. Vă reamintesc că Iașul putea să aibă acel centru frumos de traumă încă din 2013, 300 de paturi, în care se puteau trata în sistemul modern cu toate facilitățile necesare, cu unitate corespunzător dotată, cu medici din toate specialitățile, inclusiv arși de la colectiv. Și domnul Miron, iar am avut dreptate. Că a fost nevoie să vină ministrul sănătății de pe la Iași, ca să vă spună că spitalul ăla de vreo 250 de ani, pavilionar, bolniță, ar trebui transformat în istoria medicinii, în muzeu de istoria medicinii, și că nu face nici pe... Dar știți, era foarte frumos, era cel mai bun rup din soare și vedeți și dumneavoastră cam câte lucruri se întâmplă pe acolo. Bun, acum, bun, acum, domnul doctor, acum vreau puțin să vă întreb, pentru că am stat până la 12 noaptea în Parlamentul European până când am convins-o pe doamna comisar Tupurainen să semneze memorandumurile pe aceste spitale regionale de urgență și sper ca primul să fie de la chiar la Iași. Bun, stați puțin, ăsta este un alt subiect. Ați atins foarte bun acel subiect cu compania farmaceutică, mă iertați. Da. Dar eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că la ora actuală nu avem companie, nu, nici nu mai știu dacă mai sunt, ba da, este o singură unitate farmaceutică, produse farmaceutice, care este sub supravegherea statului. Vreau să vă întreb totuși un lucru. Credeți că începutul anului școlar, de obicei vin copiii din vacanță, au fost cu părinții prin străinătate, pe oriunde. Știți care este marea problemă care se pune acum? Dacă vreun copil începe să tușească în clasă, automat toată lumea va spune stop, coronavirus, stop. Vine și sezonul ăla cu gripele. Cam ce ar trebui să știe fiecare părinte și fiecare copil în parte? Domnul Miron, să știți că povestea este aceeași în fiecare an și de asta spuneam că este importantă educația pentru sănătate. Și sunt 5 lucruri esențiale pentru a avea un copil sănătos chiar din prima zi de școală. Și aici vorbesc de atenție la igienă, la tipul de alimentație, la tipul de ghiozdan, la triajul epidemiologic și să știți că și afecțiunile asociate sunt extrem de importante. Și tocmai de asta revenim la lucrurile simple. Domnul Miron, eu vă repet, marele pericol din această iarnă va fi la verde. Winter is coming, ca să citesc din clasic, iarna vine, winter is coming, adică verde de fric și verde de foame, că aia cu economia pe gaze și când o să fie 19 grade în salele de curs, când o să le curgă la toți ochii, nasul sau ce o să mai fie pe acolo. O să fie toți bolnavi, o să zică lumea că toți sunt bolnavi de coronavirus, ca coronavirus. O să spună că vorba aceea, coronavirusul a fost o glumă. Și tocmai pe acest lucru vă spun încă o dată, nu duceți la școală în colectivitățile școlare, da, boala, problema bolilor infecțioase este o boală reală în colectivitățile școlare și toate colectivitățile în general umane, dar mai ales în cele școlare, că mici sunt extrem de vulnerabili. Adică, dacă tușește, dacă strănută, dacă are diaree, dacă are erupții pe piele, evident că nu ar trebui dus în acest mediu și ar trebui să chemați medicul de familie, domnul Miron, cu sau fără coronavirus. Hai să, deci, ar trebui să fie acest triaj epidemiologic făcut de către de părinți. Mai ales că, da, apropo de coronavirus, copiii au fost cei mai puțin afectați în această pandemie și mai mult le-a distrus psihicul. Eu fac parte din cel mai mare consorțiu de investigatori, COHIT, cel mai mare studiu internațional pe toate continentele, făcut cu Universitatea din Padua, cu profesorul Solmi, care am văzut modificările psihocomportamentale la cei mici în această perioadă și o să fac o emisiune special pentru acest subiect, pentru că practic depresiile, anxietățile, consumul de droguri au explodat după această pandemie în rândul copiilor și adolescenților. Dar mai vorbim despre acest lucru. Așa că, deci triaj epidemiologic. Tot dacă vorbim despre reguli de igienă, iar vorbim despre educație pentru sănătate. V-ați plictisit, cred că, auzindu-i pe politicieni cum se spală ei corect pe mâini, capilat din pont. I-ați văzut acolo frumos, da? Dar fără niciun fel de măsură concretă. Și mă gândesc și eu că miliardul ăla de euro, da, pe vaccinuri care vor fi distruse, jaful secolului, jaful secolului, domnul Miron, ca și cum v-ați cumpărat dumneavoastră 1.000.000 de roți la mașină, da? Și de iarnă, și de vară, și de primăvară, și de fiecare zi. Deci 1.000.000 de euro dați pe acele vaccinuri care vor fi distruse, le plătim de 3 ori. Alea gratuite, care a zis domnul Cățu, le plătim o dată. Alea care vor fi distruse, le mai plătim o dată. Alea care trebuie să le plătească și medicul de familie din buzunar, că nu folosește toate dozele când deschide un astfel de flacon, le mai plătim o dată. Și mă gândesc și eu, domnul Miron, că de 1.000.000.000 de euro aveam două spitale regionale,
Deci 8, da, două spitale regionale. Aveam 8 centre de arși, deci câte unul în fiecare, centre, nu unități de astea, funcționale de arși în fiecare regiune. Puteam să avem toate școlile renovate în România. Să fie și căldură, să fie și toare de energie alternativă, să fie cald, să aibă apă caldă la baie, că o să fie interesant după recomandările europene. L-am văzut pe un domn acolo, autentice, domnul Miron, premier de pentru un land german. Nu dăm numele acum, ca să nu. Că prosopul este o invenție utilă, pentru că te poți spăla cu prosopul, ca în peșteră, da? Adică o să stăm la 19 grade, o să ne spălăm cu prosopul, apropo de regulile de igienă, o să mâncăm gândaci, insecte și de toate celelalte, o să mai reducem apa caldă, trebuie să o să vă trimit cele 5 sfaturi ale Comisiei Europene, apropo de economia de energie, și să recunoașteți că v-ați întors înainte de 1989, în vremea lui Nicolae Ceaușescu, și că lucrurile sunt mult mai rele decât atunci. Așa că, triaj epidemiologic, da. Doi, bolile infecțioase sunt o reală problemă de sănătate în rândul celor mici și să știți că se găsește în medie la începutul fiecare an școlar se găsesc două, trei cazuri pe fiecare unitate de învățământ. Adică ar trebui să avem triajul epidemiologic făcut de părinte acasă. Ar trebui să existe și acea medicină școlară. 1 miliard de euro, domnul Miron, aveau toate, cred că nu dispun cabine de medicină școlară. Aveau și stomatologie, ca pe vremuri. Cum am vrut eu ca stomatologia să devină gratuită pentru cei mici și mai sunt blocaje și pe această lucru. 3. Apropo de utilizarea corespunzătoare a grupurilor sanitare. Nu alea din fundul curții, da, domnul Miron? 1 miliard de euro vaccin? Se pare că din punctul ăsta de vedere școlile sunt la ora actuală fără toaletă în fundul curții. De ce? Toate, da, bine. Deci am mai văzut și la aia cum cazuri letale, ca să nu spun altfel, și care regretabile, care sunt o mizerie, o rușine pentru ceea ce înseamnă sistemul de învățământ din România. Iar de pe de altă parte, dacă vorbim despre afecțiunile asociate, și să știți că, domnul Miron, dincolo de coronaviroze, se găsesc mai mulți păduchi și râie la copiii de România, prima zi de școală, așa că să spunem lucrurilor pe nume unde trebuie acționat cu într-adevăr. Spuneați despre, vai, se întoarce lumea din concediu. Dar, domnul Miron, s-a închis odată școala pentru vreo epidemie de gripă, pentru vreo... Eu nu mi-amintesc de lucrurile de acestea. Așa că, a controlă, a depista, a evalua la timp, a face triaj epidemiologic corect sunt cele mai bune soluții. În plus, să știți că am mai făcut niște lucruri extrem de importante și sper să le înțeleagă și părinții. Ar fi bine de avertizat și cadrele didactice și cabinetul de medicină școlară de eventuale afecțiuni asociate ale copilului, mai ales când vorbim despre lucruri care pot pune viața în pericol imediat. Și o să fac o mică paranteză apropo de alergii. Pentru că alergiile știți foarte bine că dacă nu se intervine imediat, s-ar putea să ajungă la forme severe, șoc anafilactic, edem chinche, iar pe hotărârea de guvern pe care am reușit să o promovez când eram în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, se vorbea despre dotarea fiecărei școli cu acele, știți, creioane de adrenalină autoinjectabile. E logic, e simplu, e firesc. Ele ar trebui să existe acolo și ar trebui și personalul medical, și aparținătorii, și eventual și cadrele didactice, nu se le pună cineva în mod obligatoriu. Dar e bine să știi să acționezi pe o astfel de situație, pentru că poate face diferența dintre viață și moarte. Și în epoca în care se așteaptă, știți, murdul cu orele, că vorba aceea nu se poate, că e circulația așa cum este, cred că e cel mai important, sau că te trezești cu, știți, cu un personaj care nu are nici măcar școală medicală, dar a făcut și el un curs acolo, cred că este foarte important ca fiecare dintre noi. Așa cum se face în țările europene, după care ne uităm așa ca la farul călăuzitor, în care se face suport vital de bază, noțiuni de prim ajutor și în școală, la orele de educație pentru sănătate, se face și după ce s-a terminat școala, se face și la școala de șoferi până când să-ți obții permisul. Da, așa ceva ar trebui să fie și la noi în învățământul românesc. Să știți că, deci, domnul Miron, nu știu câți oameni are angajat postul dumneavoastră, dar dacă sunt mai mulți de 50, este o clădire, deci dacă sunt mai mulți de 50, de exemplu, în statele Uniunii Europene, nu pe banii patronului, că așa e o problemă, ci pe banii statului, vi se dă o zi liberă, plătită, da? În care se face instructaj apropo de a utiliza și defibrilatorul de pe perete și să acționa și primul ajutor. Astea sunt noțiunile care ar trebui să fie și la noi, cred că, obligatorii. Domnule doctor, suntem la finalul... Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim foarte, foarte mult pentru cele care ne le-ați expus. Eu vă dau dreptate 100%. Acum sper că dintre cei care urmăresc această emisiune sunt și factori decidenți, pentru că astfel de măsuri ar fi trebuit să fie introduse în țara noastră de foarte mult timp. Sunt
măsuri de bun simț și sunt măsuri care într-adevăr ne pot ajuta. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții, începe școala. Încercați să vedeți copiii care îi trimiteți la școală să nu tușească, să nu aibă temperatură, să nu aibă erupții pe piele. E un lucru elementar. Știu că mulți veți spune, bă, doamne, și eu ce fac cu copilul? Luați-vă o zi liberă, mergeți cu el la medicul de familie, veți putea obține și un concediu medical. Nu-i lăsați să meargă în comunitate pentru că, doamne ferește, au o boală de asta contagioasă și toată colectivitatea se poate îmbolnăvi. De ce? Pentru că dumneavoastră a spus că, doamne, lasă că nu se întâmplă nimic. Nu este firesc și nu este normal. Până data viitoare, cele bune. La revedere!